Am revenit în direct. Anul 2020 ne vor aduce alegerile locale. Ludovic Orban ar vrea să intre în cursa pentru primăria capitalei. Actualul premier, spun sursele, este deja văzut ca adversar serios pentru un candidat din partea PSD. Însă în PNL se vor derula mai multe sondaje pentru nominalizarea candidatului pentru fotoliul de edil general. Deocamdată sigură este doar candidatura Gabrielei Firea, care a anunțat că mai vrea un mandat la primărie. Cât despre Nicușor Dan, candidatura acestuia este încă pusă sub semnul întrebării, pentru că încă nu se știe de susținerea cui se va bucura. Nicușor Dan a anunțat de altfel că și-ar dori să fie unicul candidat al Dreptei. Eu mă amintesc în 2008, să iau puțin rândul, în 2008, fix la masa asta, era moderator acolo, nici nu mai contează cine, și erau așa, Blaga, Oprescu și Ludovic Orban. Și Ludovic Orban, uite așa, cu dosare, explicând ce să facă pentru București, Blaga la fel, cu dosare, explicând ce să facă pentru București, și era și Oprescu. Oprescu avea cam așa, cam vreo două foi. Cum îi cu mare George. Și Oprescu a venit și a zis, facem așa niște autostrăzi suspendate și după aia... pe sub Herăstrău, altele, și o să fie bine. Și creștinii au votat pe Oprescu, au votat Cateringa. Deci, serios, erau ținite și acum. Reluați imaginele, că trebuie să fie la B1. Deci erau Blaga și Ludovic Orban cu dosare, explicând, doamne, a făcut studii, avem aia, nu știu ce. În momentul de față, noi de 12 ani, avem la primăria capitalei niște primari tip Oprescu, tip Cateringa. Asta suntem. Deci am avut 7 ani, cam 7 ani până la luat DNA-ul cu Oprescu. Păi au fost vreo 2-3 interimari, nici nu mai contează. Și doamna Firea, care e, ne uităm la ceas. Doi, vă spun eu sigur că unul dintre ei am fost eu. Exact. Da, doi, așa. Da. Și doamna Firea, care face în curând 4 ani de mandat, deci iată, se fac aproape 12 ani, în care la primăria Bucureștiului avem Caterinca. Iar Caterinca asta se vede cum? Se vede în faptul că cumpărăm niște autobuze proaste turcești, mai scumpe decât alea nemțești. La fel nu dăm firme, nu dăm nume de firme, dar e foarte simplu. Radetul e, nu știu ce se mai întâmplă, domnul consilier cu Radetul, da? Poate îl desfințăm și pe ăsta. Siguranța pe străzi începe să revină să fie din nou ca în anii 90, dar în timpul ăsta se cheltuiesc aproape săptămânal, dacă ne uităm pe 2019, pe cum s-au cheltuit bani, aproape săptămânal, milioane de lei pe petreceri în Parcul Izvor. Cât costă petrecerea? 3-4 milioane de lei. Câți oameni sunt care să se bucure acolo de, să se bucure în ghilimele de petrece, peste vreo 20 și vreo 100 pe scenă. Piața Victoriei la fel. Cam de asta stăm noi de 4 ani de zile. Pe mine, sincer să fiu, nici nu mă mai interesează cine va fi candidatul susținut și sper să fie un candidat susținut de toată opoziția. Aproape că nu mă interesează, vorbesc foarte serios. Pentru că vreau în sfârșit un om care să vină la primăria capitalei și care să zică, păi terminăm cu Caterinca. Pentru că, repet, la primăria capitalei de 12 ani, numai asta se întâmplă. Și poate pare un cuvânt mai cam dur, dar asta e realitatea. Știți cât o să ia, stimate coleg de platou, acel candidat care va veni și va spune terminăm cu Caterinca? 2-3%. Asta vă dau eu scris tot aici. Eu sper că bucureștenii după 12 ani de... Nu mai aruncați vina către bucureșteni, că nu bucureștea nu e de vină. Nu, n-am aruncat vina. E vina partidului politic care vine și promovează. Nici eu nu cred, dacă mă întreb, nu cred nici în omul providențial și multifuncțional și că înțeleg că domnul Orban poate e bun și nu știu. Domnule, e bun pentru orice. Nu, până una alta mie nu mi-a dovedit că e bun pentru prim-ministru. Are 2 luni de zile, a încercat, bravo lui, îl stimez și a asumat, dar hai să-mi arate că e bun ca prim-ministru și după care... Au fost 2-3 luni de zile, da, pentru 2 luni de zile e mult prea de vreme. E mult prea de vreme să spun. Nu știu ce a făcut. Deci eliminarea asupra accizei, trecem la pozitiv, eliminarea Institutului Revoluției, unde erau caghebiștii lui Lescu. Lei anunțată și în realitate 34? Nu, 32 de bani în realitate, dar 32 de bani am mai rău. PNL-ul, dacă vă uitați și cred da, că... Da, scuzați-mă, că de chiar... ce nu mi-a spus că pe data de 29-30 vedeți că trebuie să creștem prețurile? Asta spune codul unde fiscal. Asta spune da, codul unde fiscal. Spus? Unde? Asta codul spune fiscal. Codul fiscal. Da. Majoritatea românilor codul au aflat de cu știrea cu... din 2016. Nu e adevărat. Eu vă spun așa, nu, că fiscal, din punct așa. De vedere media... Da, domnule, la noi întotdeauna când vine cu un vrumbir către român, domnule, păi nu știa, domnule, ne-a spus Uniunea Europeană, nu știa, dar noi ieșim în față doar cu eliminăm supra-accize. Săfănel, după ce tragem linie, între 31 decembrie și 1 ianuarie, prețul a scăzut în medie cu 32 de bani. Dar n-am spus că nu este așa, dar nu cu 52. Eu știu comunicarea deci, PNL din jurul datei de 1 decembrie, când ei vorbeau politică, de 32 cea de bani. De prim-ministru, funcție eminamente politică, una e cea de primar al capitalei sau, mă rog, al unui sector. Da, eu am ajuns la concluzia adică, că pentru primăria capitalei avem nevoie, în primul rând, de un om onest.
din punctul meu de vedere, în ultimii 12 ani nu am avut așa ceva, și doi, de un om care să cunoască toate, care să cunoască toate problemele, care să fie dispus să-și ia lângă el oamenii cei mai buni, pentru că la un moment dat nu poți, vezi și mie un om în România asta care poate să vină mâine primarul Bucureștiului să zică, domnule, le știu pe toate. Niciun. Aici nu. Îți dau 100% dar dreptate. Dar să poți să fii capabil bun, să zici, bă, Ștefan, într-o ce te pricepi, la parcuri, vină cu acest, tu te ocupi de parcuri, asta vreau. Iar senzația mea este că nu s-a întâmplat asta. N-a fost nicio necesitate, senzația nici profesionalism. Senzația pentru că niciodată dreapta, nici partidele de stânga nu-și vor da mâna, nici cele de dreapta și așa mai departe, pentru că sunt prea multe orgolii, pentru că sunt prea multe lucruri de satisfăcut în interiorul partidelor și le știm foarte bine ce înseamnă aia să le satisfaci. Dacă e să răspund un pic, pentru că ați menționat despre domnul Ludovic Orban. În cel mai recent sondaj, Ludovic Orban are 47% cotă de încredere, ceea ce reprezintă o creștere foarte mare pentru dumnealui, bazată pe niște lucruri foarte concrete, unul dintre ele fiind inclusiv aceste două luni de guvernare, în care sigur că toată țara a fost cu ochii pe PNL și pe Ludovic Orban, toată țara a avut așteptări foarte mari, iar Ludovic Orban și PNL au livrat la nivelul așteptărilor pentru cei mai mulți dintre oameni. Deci asta este un lucru foarte bun. Inclusiv negocierea pentru moțiunea de cenzură. Haideți să ne amintim că acum 3 luni jumate nimeni nu credea că o să fie moțiune de cenzură. Nimeni nu credea că o să treacă moțiunea de cenzură. Ludovic Orban a ieșit și a spus de fiecare dată, ca un om politic veritabil din punctul meu de vedere, domnule, facem moțiunea de cenzură atunci când avem garanția că trece. Și a făcut-o când a avut garanția că trece. Și a trecut și avem guvern. Deci, din punctul acesta de vedere, eu cred că această creștere pe care o vedem la Ludovic Orban este corectă și este susținută de niște lucruri pe care le-a făcut. Ceea ce l-ar face, dacă aceasta va fi direcția partidului, un candidat foarte bun la Primăria Generală a Capitalei. Dincolo de asta, doamna Firea, mie mi se pare halucinant la dumnea ei faptul că are același discurs de la începutul mandatului. Ea a luat mandatul, n-a făcut nimic primele 6 luni de zile, 9 luni de zile. Noi ne uităm deja și vorbim la Partidul Național Liberal, care are guvernarea de 2 luni de zile, și am vrea, dacă s-ar putea, să repare absolut tot. Ne uităm cât de mult a reparat. Stați un pic, cât de mult a reparat. Dar sigur, primar în două tururi, nu sunteți de acord. Eu sunt primul, care e de acord cu primarul în două tururi. Ludovic Orban trebuia să iau cu să scrie, decretez doar primar în două tururi și semneze să trimit. Eu sunt primul care ar vota pensii speciale, iar mai puțin să ne mai gândim. Deci la 6 luni de zile după ce a luat mandatul, doamna Firea n-a făcut absolut nimic. Aici și-a spus, stai domnule că eu sunt primar de 6 luni. Am auzit aceeași poveste, stai eu sunt primar de 1 an. Aceeași poveste la fiecare 6 luni. Aseară sau acum 2 seri a avut un interviu la un post de televiziune, stai domnule că eu sunt primar de 3 ani jumate, nu sunt primar de 30 ani. Cam de câți ani ar avea nevoie, doamna Firea, de câți ani ai avea nevoie ca să vedem ceva în București? Un pic de trafic mai lejer. Da, păi nu, dumneavoastră nu vă uitați? Nu. Eu mă mai uit. Păi așa învăț. Fac, m-am oameni politici, dar nu să învăț. Mă uit ca să văd cât de mare este tupeul, cât de mare e nesimțirea, cât de departe poate să meargă. Eu încerc să-mi satisfac curiozitățile de la oameni de la care am ce învăța. Și asta fac, nu vă faceți. Nu vă faceți. 10 secunde pe interviul doamnei Firea. Absolut tot era la viitor. Am văzut și eu aseară la Post TV. Tot era la televizor. Vom face, vom ridica, vom nu știu ce. Unde ești primar de 4 ani. Nu mai poți să vezi la viitor. Dar i-a și zis la un moment dat în același interviu, eu sunt doar de 3 ani jumate și mă gândeam, dar de câți ani ai nevoie? De câți ani ai nevoie? Ca să se vadă orice în București ăsta. Da, eu îmi doresc foarte mult, exact cum spunea și colegul de platou aici, George Râpă, ca într-adevăr Bucureștiul să aibă parte de un primar, de un om care cunoaște foarte bine problemele, un om care s-a luptat pentru acest oraș, un om care a promovat soluții de-a lungul timpului. Sigur, n-a fost în calitatea în care putea să aplice aceste soluții, dar dacă cineva se uită atent pe propunerile pe care le-a avut Nicușor Dan în ultima perioadă, înțelege și conștientizează că Nicușor Dan cunoaște problemele, are soluții pe care le poate implementa și poate rezolva aceste probleme și că nu este genul de om care să risipească banii din bugetul local. Nu mai avem timp de pierdut. Din păcate, Bucureștiul a ajuns un oraș care este, din punct de vedere al infrastructurii, fie vorbim de orice tip de infrastructură, este un oraș care a bătut pasul pe loc și a rămas foarte în urmă în față de alte orașe. Dacă le comparăm cu alte orașe din România, dacă ne uităm la Cluj sau la alte orașe, sigur că da, vedem
diferențe foarte mari. În acest moment, că întrebați mai devreme, sigur, există o cursă internă în interiorul alianței. Nicușor Dan are susținerea Uniunii Salvați România, dar noi suntem într-o alianță și din partea colegilor de la Plus există un alt candidat, Vlad Voiculescu. Urmează să se stabilească în baza unor sondaje care dintre ei va fi candidatul susținut de alianța electorală. Mai durează până când o să anunțați? Probabil, candidatul? Eu cred că undeva la finalul lunii februarie. Eu cred că atunci vom avea un rezultat și atunci va fi momentul în care, sigur că da, toate partidele, eu cred că ar trebui să ne așezăm la masă, să spunem foarte clar ce ne dorim pentru cetățenii municipiului București, nu ce ne dorim pentru noi, că aici, sigur, există multe interese, dar ce ne dorim pentru acest oraș și ce ne dorim pentru cetățenii municipiului București. Și atunci să avem puterea să luăm decizia înțeleaptă și să mergem toți să susținem, să nu mai avem surprize în care un partid propune 3 candidați în 3 luni sau, eu știu, tot felul de alte surprize neplăcute. Este momentul în care trebuie să luăm o decizie foarte serioasă și să urmărim interesele cetățenilor. Același tip de raționament, sunt de acord cu dumneavoastră, și același tip de raționament ar trebui să fie în toate orașele, în special unde sunt administrații PSD. Pentru că este o discrepanță foarte mare între administrațiile Partidului Național Liberal din țară și administrațiile PSD. Dacă întrebi oamenii din țară, zi niște primari buni de la PNL, lumea o să știe să spună repede pe Bolojan de la Oradea, pe Boc de la Cluj, pe Hava de la Alba și așa mai departe. Mai sunt câțiva foarte, foarte buni și foarte cunoscuți. Dacă întreb pe cineva, zici mie un primar foarte bun PSD, eu nu știu niciunul. Știu că și noastră sunteți la Slatina candidez, unde e aceeași Slatina situație. Slatina este orașul pe unde eu trec și de 5 ani de zile are puțin șoseaua de centură, e distrusă, da? Au numai gropi acolo și iată că atât timp cât vom avea alegerea primarilor într-un singur tur, e clar că avem nevoie de un pact. Dacă PNL va prelua și va duce mai departe inițiativa USR-ului cu votul primarilor în 2 tururi, sigur că da, atunci cetățenii vor putea face această alegere să determine care este cel mai bun candidat. Dar trebuie, în funcție de cele 2 scenarii, trebuie să vedem exact și să știm cum vom acționa. Și este, mă bucur că există un acord. Este aici motivul pentru care am spus că eu aș vota primul 2 tururi cu 2 mâini dacă ar fi după mine și este motivul pentru care am fost de acord cu dumneavoastră că acest gen de alianță pe partea dreaptă, USR, PMP, PNL, ar trebui să fie în special în orașele conduse de administrații PSD de ani de zile, cum este și cazul municipiului Slatina, cum este și Bucureștiul. Cred că va fi nevoie un pic de curaj aici din partea noastră, pentru că sunteți la guvernare și așa cum ați asumat răspunderea pe buget, cred că e cazul să vă asumați răspunderea și alte legi importante, pentru că dacă se va supune la vot, mi-e teamă că va ieși cu totul altceva. Domnul Rupă, un mandat cu doamna Firea? Da, eu sper că nu. Dar apropo de nevoia de a avea o alianță împotriva PSD-ului, eu nu zic alianță de dreapta, pentru că nu e o alianță de dreapta. USR-ul nu e un partid de dreapta, nu înseamnă că e Jigne sau George, dar asta e realitatea. Da? Sunt anumite municipii, orașe importante în România, Constanța, Bacău, în care există în momentul de față candidații PNL, PSD și USR sunt relativ egali. Deci avem 3 forțe relativ egale. Însă, în lunile următoare se poate întâmpla absolut orice și în condițiile în care vei avea un singur tur și nu vei avea o alianță între PNL și USR, s-ar putea să ai în acele orașe un câștigător, un primar PSD, da? V-am dat Bacău și Constanța, dar sunt mult mai multe exemple, pot fi foarte multe, să ai un câștigător primar PSD care câștigă primăria cu 23-24%. Și în condițiile în care opoziția unită, adunată, ar fi dat și cu PMP-ul, ar fi dat peste 50%. Tocmai de aceea, cred că ar trebui făcute niște sondaje foarte serioase și apropo de ce spunea George mai devreme, în București, păi Vlad Voiculescu, în absolut orice sondaj de opinie, nu este nici măcar la o treime, nici măcar la o treime, din încrederea și notorietatea și intenția de vot pe care o are Nicușor Dan. Ce spun asta fără să fiu un fan al lui Nicușor Dan. Dar gândiți-vă că va fi foarte dificil, pentru că va trebui făcută, stabilit candidatul, la București cel puțin, candidatul Alianței USR Plus, va fi cu sânge pe pereți cu siguranță, și apoi oamenii ăștia vor trebui să meargă și cu PMP-ul, și cu PNL-ul, să stea la discuție, astfel încât un partid să ia primăria capitalei, da, candidatura, să spunem, un partid mai micuț cum e PMP-ul,
nu vă supărați pe mine, că astea sunt mai micuți, să ia, să spunem, o singură primărie de sector și celelalte partide mai mari să ia, să spunem, două, trei, depinde cum... Deci va fi o negociere extrem de complicată. Eu și să... mie mi-e teamă că vom intra în alegeri fără să fie Teamă, George, pentru că așa se va întâmpla, cred. Și vă spun de ce. Da, vă spun câteva lucruri din culise, da? Ceea ce oamenii nu văd, auzind doar titlul pompoase, opoziție unită, un singur candidat, bla, 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 bla. Și de ce sunt bla, bla, păi vă spun eu. Până acum n-a venit nimeni la mine sau la alți candidați care deja ne-am anunțat sau suntem deja anunțați de președintele Traian Băsescu pe sectoare și nici la candidatul la primăria Capitalei să vină să așeze la masă cu noi, să spună, bă, băieți, sau doamnelor, aveți, ce proiecte aveți? Asta, ca să le includem, să facem un mare proiect pentru capitală. Eu așa înțeleg că putem avea o concurență de proiecte, astfel încât cel mai bun proiect să iasă în fața bucureșteanului. Păi dacă la mine n-a venit Ștefănel Marin în luna ianuarie deja, n-a venit nimeni să mă întrebe, bă băiatule, ce proiect ai tu pentru sectorul 4? Ca să le includem, să facem un mare proiect, să batem PSD-ul acolo. Păi spuneți-mi când va veni. Sau va exista și altă variantă în care, cum spune George, bă, voi sunteți mai micuți. Ai dracu, într-adevăr, dar mai micuți. Dați-vă voi la o parte că venim noi cu X candidat. Bă, nu se poate. De ce? Păi pe poate că al tău. Eu am zis că pe metod, în mod normal, în mod normal... Nu, Mișa, ai dracu, spune trebuie... eu că așa suntem. Da, dar știi, dar știi ce se întâmplă? Dați la o parte asta, nu, asta știi ce se întâmplă? Corect este ca într-o negociere politică, administrativă, de care vrei tu, domnule, să existe dialog. Eu până acum n-am auzit acest dialog. Dar nu dialog. Poate exista doar dialog, dialog în momentul acesta. Păi dacă noi am făcut invitație la dialog... Static, dar nu există stabiliți candidații deocamdată. USR Plus păi stabiliți-vă, nu frații lor, că nu merge așa. Există un calendar. Iepure, nu, așa există un calendar și... pentru stabilirea candidaților. Păi, la eu stau după calendarul liberal. Vostru. Da, așa, da. Dacă păi nu, calendarul trebuie să fie al Bucureșteanului, da, nu al partidelor. Dar dacă vrem o negociere și o alianță, stați și după calendarul PNL, stați și după nu, calendarul USR Plus. Eu n-am ce calendar, stau după calendarul Bucureșteanului, că zicea bine George Iepă. N-are lumină. Într-un partid mai mic lucrurile se pot, deciziile păi, se pot lua mult mai ușor, pentru că este flexibil, păi tocmai. Într-un partid mai mare, deciziile e nevoie să fie luate după niște procese instituționale, după dați niște sondaje, la o după parte niște... Și n-are nicio legătură cu orgoliile. N-are nicio legătură cu orgoliile, are legătură strict cu faptul că atât într-un partid mai mare sunt noi. Mai mulți candidați și procesul de selecție a candidatului. Bune, fi, este unul de mai lungă durată, păi e același figurile, e vorba de figurile importante care nu. Sunt în fiecare partid și sigur că da, dacă pentru unele municipii sunt deja persoane care știm cine va candida în municipiul respectiv, iată că pentru municipiul București, care până la urmă este cel mai important oraș al României, este capitala României, sigur că da, aici în acest moment trebuie să analizăm foarte bine și trebuie și la în urma acestor sondaje. Ce să mai analiză, că l-aveți pe Nicu Șordan. De nu ieșim la alianța administrație locală. Din punctul meu de vedere, ar trei oameni care, domnule, administrație locală, mă, n-am nimic cu tine, ai terminat facultatea de chimie, du-te tată și exersează, biolog, ce vrei tu, dar nu încerca să ajungi la primăria capitalei. Că am mai avut tot felul de oameni care, eu știu, au ajuns pe acolo așa, din întâmplare. Hai să aducem oameni profesioniști. Adică, repet, îmi spuneți că un chimist dar... nu poate să fie un manager bun. Domnule, iertați-mă. Eu cred că, un chimist nu poate să fie un manager bun. Eu cred că un cetățean care a terminat, a absolvit IATC-ul, să spunem, nu poate fi un bun manager în fața unuia care știe cu ce să mănâncă administrația locală și o spun public. Ca deci dați-mi voie să răspund, ăla care știe trebuie cu ce să profesionalizăm se mănâncă, administrația, da. La fel și Parlamentul știe, și așa mai departe. Unei experiențe. Păi, eu sunt convins că sunt oameni care au terminat IATC-ul și care ar fi manageri foarte buni. Și care ar fi primari foarte buni. La fel cum sunt primari înseamnă nu merg la un instalator, merg la un medic dentist. Haideți să încercăm să aducem. Una este managementul, alta este medicul stomatolog. Nu, mai haideți să facem profesioniști la locul lor. Ca să fac eu pace întrebări. Cred că prima chestiune, o secundă, cred că prima chestiune trebuie să fie onestitatea. Vreau și eu să văd un candidat la primărie onest. Și apoi după aia discutăm pe care ok, dar nu vreau să vorbim și despre ceea ce a făcut el în viață și despre bagajul cu care vine la primăria capitală. Că iar îmi apar candidați care n-au văzut o zi. Ok, eu înțeleg. Eu îmi permit să spun treaba asta. Nu putem să îngrădim dreptul de a candida și de a Doamne fi ales. Ferește, fiecare nu? Persoană care dorește în cadrul unui partid se poate înscrie în cursa internă pentru a deveni asta pentru a deveni cursele astea interne sunt chiar curse, nu, să știți. Puțin. Dar am avut situația profesioniști că toți nominal. Avem. Am avut situația în România a votului uninominal, când am avut în Parlamentul României cântăreții sportivi de mare performanță care nu contestă pare nimeni. Că acum sunt foarte bine pregătiți toți. Nu contestă nimeni calități
investițiile pe care le au și rezultatele pe care le-au obținut în domeniul lor, dar am văzut că acest vot uninominal care merge în funcție de popularitatea persoanei, da, și de cât de cunoscut e, nu a fost un experiment fericit. Deci, încă o dată, eu nu pot să înțeleg de ce aduci un candidat de profesie biolog noastră, și vrei să-l faci primar. Eu nu pot să înțeleg, scuzați-mă. Există obligația noastră a partidelor politice și, practic, răspunderea este tot a noastră, pentru că noi vom răspunde în funcție de decizia pe care și de alegerea pe care am făcut-o, da? Și acum PSD va răspunde pentru că o promovează pe doamna Firea, da? Sau în alte orașe unde am avut tot felul de exemple negative. Există răspunderea noastră și trebuie în cele din urmă să dăm dovadă de maturitate. Și în momentul în care se desemnează acești candidați, sigur că da, să aibă la bază... Pe niște criterii, unul dintre ele fiind și profesionalismul lui. Nu poți, dom'le, să vii după stradă să spui vreau primar. Ca așa mulți vor deputați parlamentari și așa mai departe. A ajuns să fie așa un to-do, un wish list, dacă vreți. Dom'le, îmi doresc eu să fiu consilier sau cutare. Bă, băiatule, ce studie ai la bază? Înțelegi cu ce să mănâncă lucrurile astea? Nu. Păi după aia, iar o să vedem dezastre și așa mai departe. După ce a fost Viorica premier 2 ani de zile... Acum nu, că după aia o să spună că l-atacă în părere. Deci după ce a fost Viorica premier, acum oricine poate să viseze la absolut orice post în țara asta. Nu, dar nu vreau. Ai o perioadă neagră, da. Adică vine unul mai așa și ce bă, vreau și eu să fiu parlamentar. Și da, nu poți, nu te uiți la ce în cap, ce bună, aia femeia a fost premier. Ca să vă răspund, vor fi cu siguranță negocieri și răspunsul la invitația noastră va exista cu siguranță. Doar că Partidul Național Liberal nu poate să-și facă un calendar în funcție de PMP sau în funcție de USR Plus, își face un calendar al lui. Da, păi și își face un calendar al lui în funcție de oameni. Un proiect administrativ pentru un oraș ca București nu merge promovat într-o lună. Există, păi nu va fi o lună, va fi mult mai devreme. Probabil că la jumătatea lui februarie vom ști, cine sunt candidații. Deci, există un calendar spun, și un candidat fi... bun pentru că altfel s-ar nu putea să nu spunem ne dăm la o parte. Nu vă faceți griji, vor fi bine, doar candidați buni. Și să aibă deja proiectele făcute. Că venim la masa negocierilor cu proiecte. Cam ce mai trebuie să mai să fie profesioniști, eu atâta cer. Că nu vreau să-mi plătesc întreținerea la unul care nu știe pe ce bandă să așează bani. Nu merge așa. Adică haideți măcar să știm, domne, tramvaiul trebuie să circule pe acolo, nu ajungem primar și ajungem și ce facem ca primar? Facem declarații de presă și de-astea, campanii de PR, ca doamnă. Pe banii, uite ce bine pe banii bucureștienilor. Pe banii mei. Și pe ai tăi și pe ai tuturor. Doamna Firea putea nicăieri să fi terminat orice ar fi terminat. Nu, eu nu să vorbesc de doamna Firea. Știți de ce? Că n-am ce să vorbesc. Ce încerc să spun este că nu are rost să legăm calitatea omului de a fi manager de studiile pe care le-a făcut. Dar poate să fie un om care a terminat IATC și care să fie un manager foarte bun. Sunt oameni care gestionează teatre în țara aceasta, care sunt manageri, directori de teatru și care sunt actori. Sunt directori de teatru care sunt actori și care gestionează teatru pe care l-au foarte bine. Lui, da. Da, e teatru, atât e manager, ăla e management. Ăla este management. Sunt chimiști care gestionează fabrici întregi și ăla este management. Deci eu ce încerc să spun este așa, nu luați calitatea de manager doar pentru că n-a terminat management, pentru că a terminat chimie sau altceva. Da, omul poate care o întreg. Dar dacă este un om care a terminat chimie și care are o experiență de 15 ani de director executiv. Să nu cred că ne vom mai întâlni aici în studio peste 10 ani și să alegem tot felul de oameni care sunt cunoscuți și au facultatea de biologie, revin cu tot respectul pentru toți absolvenții de biologie, și care vor deveni primari, să nu ne mai mirăm, aolo, dar ce caută ăla acolo, că nu știe. Și iar nu funcționează radetul. Mă rog, radetul nu mai există. Asta că m-ați întrebat de... Eu nu pledez pentru vreun biolog sau pentru vreun chimist în primăria generală, să lămurim. Eu ceea ce spun este așa, că oamenii au dreptul să candideze și mi se pare o prejudecată să spui ăla n-are ce să caute să candideze doar pentru că... Dar cetățenii au dreptul să aleagă un profesionist? Da, și asta fac cetățenii. Aduceți profesioniști, nu aduceți oameni care sunt specializați în altceva. Doar profesioniști vă aduce. Așa să aduceți, că sigur. Foarte atent. Da, să fiți, vă rog, păi dar ce fiu spun este altceva. Oamenii au dreptul să aleagă, iar cei care vor să candideze au dreptul să înscrie impulsă. Mă uit la băiatul Salanicu și Ordan. Dom'le, de ani de zile, e într-adevăr, el are în CV acolo ce meserie e, candidat la primăria capitalei. Băi, eu am început să-l stimez. Că am văzut, dar e matematician, el n-a terminat managementul. Pe sistemul dumneavoastră, el n-ar avea ce să caute la primăria generală. De vreo 12 ani în administrația locală. Am înțeles, dar vedeți că deja ajungem la același lucru, că dumneavoastră
ani. Dați experiența. De 12 ani, omul ăsta îl știm aici pe București. Omul a terminat matematică. Eu vă spun să nu omul veniți cu candidați matematică. Parașutați. Dumneavoastră spuneți că Brincușor Dan n-are ce să caute la primărie. A terminat matematică, spuneți. Dar e în administrație locală, prin ONG-uri și așa mai departe, de 12 ani. Vedeți, asta înseamnă că poate să fie un om. Nu, deci, nu ne uităm la studii, ne uităm la experiențe. E o diferență mare. Da, deja vorbim aceeași limbă. Gata, mă bucur că așa. Un profesionist, care știe și promovează și care a lucrat. Da. Nu veniți cu oameni care, nu știu, până mai erau frescori. Nu mergeți și la o cafea, vă întâlnim. Nu, putem să mergem. Eu am spus să fiți atenți. Nu confundați studiile cu experiența. Nu confundați studiile cu experiența. Exact asta am spus și eu. Poate să fie un om care a terminat IATC-ul și care să fie un manager foarte bun. Să merg la un mecanic auto să-mi repar mașina și nu la un instalator și tot așa și vă mai pot da multe exemple. Aș dori să merg într-o emisiune moderată de un jurnalist și nu de mai știu eu altcineva. Dar vorbiți cu domnul senator să facă o lege, să propună să o lege în senat în care numai niște oameni care au terminat, numai niște oameni care au absolvit o anumită facultate au dreptul să candideze. Nu știu, perioada interbelică, să știți că e interesant de urmărit, să vedeți ce componență avea un guvern liberal, să vedeți ce oameni aduceau, să vedeți ce oameni intrau în Parlamentul României. Și în zilele noastre, Partidul Național Liberal promovează oameni foarte buni. Nu, promovează oameni foarte buni și și Uniunea Salvează România a înțeles această necesitate. Sigur că da, noi întotdeauna și Nicușor a fost întotdeauna prima noastră opțiune. Știm foarte bine activitatea pe care a desfășurat-o în ultimii 12 ani. Știm că are peste 600 de procese pe rol cu primăria, dintre care peste 150 au fost câștigate. Și a reușit să scoată la lumină și chiar să oprească abuzurile pe care le-a creat administrația. Și știm foarte clar că este un candidat, din punctul nostru de vedere, care cunoaște foarte bine modul în care funcționează administrația, oamenii care se fac responsabili pentru anumite decizii neinspirate de-a lungul timpului și cum ar fi trebuit, de fapt, să funcționeze. L-ați avut colegi, ați colaborat. Am colaborat, o perioadă din de păcate, timp. Da, a stat decât câteva luni în Consiliu, a fugit unde e mai cald și bine la Parlament. Domnilor, până un alt lucru, Vic Orban este văzut ca un adversar serios pentru un candidat din partea PSD. Este de altfel și un atac al Gabrielei Firea la domnul Orban, pe care l-acuză că în spatele refuzului de a acorda 1,5% din PIB pentru bugetul capitalei se află motive pur electorale. Ce părere aveți despre această afirmație? Doamna Firea, după ce a stat 4 ani de zile fără să facă absolut nimic și fără să miște un pai în capitala aceasta, găsește tot felul de scuze și tot felul de declarații aberante prin care să justifice incompetența și inactivitatea. Dumnezeu ei își încearcă să-și asigure un mandat în două feluri, mituind pe absolut toată lumea pe care o poate mitui prin tot felul de vouchere, tot felul de facilități, că dăm vouchere pentru nu știu ce, că dăm vouchere pentru cealaltă nu știu ce și tot vouchere peste vouchere, pentru că nu dă din banii dumnezeu, dă din banii primăriei, biciclete, concizii, biciclete, tot ce vrei, dacă vrei te duci în Grecia și ești pensionar și vrei te duci în Grecia, te duci pe banii primăriei că dă doamna Firea un voucher, dacă vrei să, nu știu, orice, mă aștept să dea vouchere pentru făcut părul și unghiile în perioada sărbătorilor de Crăciun sau Pascale, asta este ceea ce a mai rămas. Persoanele cu handicap nu și-au primit subvenția de la stat pe luna decembrie, au primit doar jumătate din bani, din cei 500 de lei alocați, au primit doar 250 de lei. Și asta pentru că vechile guverne... Dând vina pe faptul că guvernul Orban nu a dorit să... Dar vechile guverne PSD, nici măcar la Ministerul Sănătății, nu au pus acești bani pentru acești oameni. A trebuit să vină Ludovic Orban cu rectificare. Dar haideți să vă zic ceva, apropo de... Mi se pare foarte bună strategia doamnei Firea, aceasta de a trage foc încrucișat către toată lumea, inclusiv către domnul Orban. Că doamna Firea s-a spus pe vremuri despre Traian Băsescu că este un politician care trăiește foarte bine în momentul în care are conflicte, în momentul în care intră într-un conflict, când își generează dușmani, ajungea chiar să-și genereze dușmani în momentul în care nu avea. E, în situația asta este și doamna Firea. Doamna Firea nu are un record. Nu poate veni să spună în ultimii 4 ani am făcut asta, că n-a făcut nimic. În condițiile astea, ea intră pe un teren unde este foarte bună. Și aici să recunoaștem că a fost jurnalist, e foarte bună la luptele astea, la boxul ăsta politic. Ori asta nu cred totuși că o va ajuta. Pentru că, pe de-o parte, vedem, eu nu cred că Ludovic Orban va intra în discuții de genul acesta cu ea. N-are de ce. Absolut deloc. Nu văd nici alți candidați intrând în acest tip de discuții. Din contră, eu am văzut
candidați, l-am văzut și pe Nicușor Dan, am văzut și pe Ciucu de la PNL și alții, spunând: doamnă Firea, doamnă Firea, haideți să venim într-o emisiune, unul la unul, cu moderator, în care să discutăm punctual problemele Bucureștiului. Cele mai mari, da? Radetul și așa mai departe, le știm. Să discutăm cu cărțile pe masă, pe date, pe cifre, pe ce vreți noastră. Doamna Firea va fugi de chestiunile astea și nu va veni la absolut nicio dezbatere cu un om care se priceapă la chestiunile astea și să dezbată. Nu, ea va veni fie la emisiuni de tipul celor la care merge, da, de obicei, cele mai prietenoase, așa, în care îi se spun: doamna Firea, nu e așa că ați avut un mandat foarte important? Da, da, a fost important. Dar, repet, ca strategie politică, ce face doamna Firea e foarte bine. N-având ce să arăți, vii cu scandalul. E simplu. Doamna Firea trebuie să ne spună, în primul rând, de ce a simțit nevoia să cheltuie 320 de milioane de euro anual din bugetul municipalității pe aceste companii municipale. Dacă ne uităm la, dacă facem un calcul matematic, vedem că 320 de milioane de euro înseamnă aproape 15 miliarde. Deci acum vine și cere de la guvern 1,5 miliarde, bani pe care îi aruncă efectiv, îi aruncă din visteria municipiului, îi aruncă către niște companii unde... Nu, pe camarila de partid. Despre asta e vorba. Exact, exact. De oameni, camarile exact. De partid. Unde și-a angajat doar persoane apropiate. Eu cunosc situația, aceste companii la 6 luni de la înființare nu primiseră contul de TVA, acel cod de identificare fiscală, pentru că în consiliile de administrație erau persoane numite care aveau datorii la fisc. Și de 6 luni de zile oamenii de acolo încasau bani, încasau salarii, aproape 5.000 de lei lunar, dar ei nu prestau niciun fel de activitate efectiv. Doamna Firea nu are dreptul să se plângă și să meargă la Guvernul României să solicite bani atâta timp cât dumnea ei cheltuie cu nemiluita banii din bugetul municipiului București. Trebuie să luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem în doar câteva. Am revenit în direct cu ultima parte a emisiunii. Vicepremierul Raluca Turcan a declarat la începutul săptămânii că legea bugetului de stat ar putea să intre în vigoare pe 6 ianuarie, în cazul în care nu va fi contestată de Curtea Constituțională. Aceasta a menționat la începutul ședinței de guvern că cele trei legi pentru care executivul și-a angajat răspunderea, printre care și legea bugetului de stat, au finalizat parcursul parlamentar. În cazul în care acestea nu vor fi atacate la CCR, pot ajunge la promulgare cel mai devreme pe 6 ianuarie. Înțelegem că PSD a amenințat că va ataca la CCR legea bugetului de stat pe 2020, dar nu s-a întâmplat asta până acum, suntem în 2 ianuarie, mai au termen câteva zile. Credeți că se va ataca această... Noi sperăm să avem buget, pentru că să ai buget încă de la începutul anului este un lucru important. Ne aducem aminte, în 2019 ajunseserăm în luna aprilie, dacă nu greșesc, aprilie, da. Și încă nu aveam buget, pentru că marile creiere din PSD, Dragnea și Vâlcov, încă mai scriau pe genunchi cum ar trebui să fie și au folosit bugetul în 2019 ca un instrument de presiune asupra tuturor oamenilor pentru a-și face jocurile. De aceea un buget încă de la începutul anului este un lucru important și sper ca de pe 6 ianuarie să avem bugetul și să nu fie atacat la Curtea Constituțională. Știm că PSD a sesizat practic Curtea Constituțională cu un conflict juridic de natură constituțională. Sigur că în acest moment legea poate ajunge la promulgare, însă curtea va putea în temeiul soluționării acestui conflict va putea să întoarcă această lege și va putea cumva obliga guvernul să treacă această lege prin Parlament. Știm că noi de la USR, cel puțin, ne-am opus și am spus că este un precedent foarte periculos asumarea răspunderii pe bugetul național, însă am înțeles și rațiunea pentru care PNL a dorit să acționeze în acest fel. Timpul era foarte scurt, guvernarea a fost preluată foarte târziu și nu numai în 2019, dar știu că și în 2018 și chiar și în 2017 bugetul național a fost aprobat foarte, foarte târziu. Practic, Ministerul Finanțelor a întârziat să transmită bugetul. De ce? Pentru că nu putea să închidă și practic nu avea toate datele pentru a închide acest buget. Anul trecut, ne amintim, erau la o masă, așa a apărut o poză pe internet, era Dragnea Chițoiu, care recent a fost implicat în acest accident, Teodorovici și cu Bădălău, ei erau cu cifrele pe masă. Deci, practic, fără bugetul... premier.
Fără premii, că era la exact. Sarmale. Deci, practic bugetul se lucra undeva într-o cameră obscură, la o masă mică, de patru oameni care aveau mai mult sau mai puțin de a face cu finanțele și știau exact ce anume lucrează acolo. Sigur că da, urmează să vedem ce va stabili Curtea Constituțională, dar în ultima perioadă am avut foarte multe astfel de sesizări și știm că Curtea Constituțională chiar a obligat fie Parlamentul, fie alte instituții să acționeze într-un anume fel. E interesant să vedem ce decizie va adopta Curtea Constituțională. Cel mai celebru caz, Klaus Iohannis, Codruța Chioveși. Uitați și poza care... cum rulează pe ecran. Și, da, și Tăricenul. Și nu și Vâlcov. Da, și Vâlcov, da, exact. Aveți un producător bun, s-a mișcat repede. Da. Eu cred că PSD-ul nu va merge la Curtea Constituțională ca să atace bugetul și cred că nici nu va încerca să depună moțiune de cenzură sau, din contră, PSD-ul preferă să ducă alegerile cât mai târziu și între timp să nu deranjeze cu absolut nimic guvernarea PNL. Pe de altă parte, eu vă atrag atenția că tot suntem la început de an așa. Să știți că nu urmează niște ani buni. Cel puțin 2 ani de zile, sau mai bine zis anul ăsta, pentru că să trecem de alegerile din toamnă și după aia vom putea pune mai ușor cărțile pe masă. Anul acesta bugetul este făcut în continuare pe legislația votată în trecut, care prevede niște creșteri nesustenabile de salarii și de pensii. Niște creșteri care pur și simplu, nu doar că ar îndatora România nepermis, dar pur și simplu am ajunge în maxim 2 ani de zile, în punctul în care absolut nimeni nu ne-ar mai împrumuta. În ultimii 3 ani de zile, să știți că bugetul României a fost făcut în fiecare an de către guvernele PSD, împrumutând anual aproximativ 8-9 miliarde de euro. 8-9, asta în condițiile în care am avut tot timpul o creștere economică, chiar dacă nesustenabilă, de peste 4%, chiar aproape 5%. Ori, cred că ceea ce a trebuit să facă guvernul ăsta și, repet, nu știu dacă ăsta e anul cel mai potrivit în condițiile în care avem două rânduri de alegeri, dar cu siguranță va face după alegerile parlamentare, este să echilibreze balanța asta. Adică, la un moment dat, trebuie să vină o guvernare onestă, nu populistă, așa cum a avut în ultimii 3 ani, și să ne spună, oamenilor, nu mai avem bani. Pentru că dacă tot discutam la începutul emisiunii de faptul că nu avem autostrăzi, de faptul că din cele 8 spitale regionale promise de PSD nu s-a pus nici măcar o cărămidă și așa mai departe, de faptul că școlile sunt în continuare cum sunt. Și când zic de școli, mă refer, intrați în școli, vedeți cum arată laboratoarele de chimie, vorbați de chimie, laboratoarele de biologie, de informatică și așa mai departe. Adică nu discutăm de ce se vede afară, da? Pentru că școala nu înseamnă să vopsim doar zidurile școlii. E bine, dacă vrem să le avem pe toate astea, noi trebuie să tăiem drastic cheltuielile statului. Pentru că în momentul de față, românii plătesc mult prea mult pentru niște servicii foarte proaste. Cam 31% din PIB, cam astea sunt cheltuielile. Exact, cam astea se duc doar pentru existența statului. Ori, la un moment dat, eu ca simplu contribuabil și mai sunt și alții ca mine, se gândesc, mă, dar de ce mai plătesc eu? Pentru că, la un moment dat, dacă ai, nu știu, în orice zonă ai lucrat, dacă ai pe cineva pe care îl plătești foarte mult, îl plătești cu foarte mulți bani să facă un job și nu-și face jobul acela, la un moment dat, îl dai afară. Ori, la un moment dat, cred că ar trebui să gândim și noi o reformă reală a statului, iar asta include, trebuie să o spun foarte clar, inclusiv ca în următorii 4 ani de zile, să eliberăm 3-400 de mii de oameni care în momentul de față lucrează la stat. Ludovica Orban nu va spune chestiunea asta niciodată și niciun premier nu o va spune în condițiile în care are alegeri. Dar eu vă spun că ăsta este drumul și că cam la asta ar trebui să ne așteptăm în viitorul apropiat. Pentru că nu se mai poate, pur și simplu. Suntem ca bețivul satului care de 4 ani de zile se împrumută, doar pentru a băga toți banii ăștia în consum, în condițiile în care rămân în continuare județe, regiuni întregi ale României, care nu sunt legate la infrastructura europeană. Noi vrem, de exemplu, să avem investiții la Botoșani, vrem să avem investiții la Piatra Neamț și așa mai departe, în condițiile în care nu am reușit să facem un drum acolo. Și mai mult decât atât, ne batem joc chiar de principalul investitor străin în România. S-a mers pe șmecheria asta în continuare a ideii tale cu PNDL și acum chiar da. Sunt curios să văd dacă PNDL 3 ar mai exista sau, mă rog, există o anumită intenție din partea guvernului, înțeleg că nu, și anume acea redistribuire a banilor din bugetul național către bugetele locale pe anumite proiecte, mă rog, care se află sau nu în derulare sau nu, pentru că multe dintre ele nu se află, sunt decât la stadiu de hârtie. Eu înțeleg că Onor PSD-ul a atacat proiectul legii bugetului asigurărilor de stat și procedura și a depus în acest sens
pe la secretaria, pe la voi, pe acolo, pe în Parlament. Da, încă nu a fost înregistrat. Acum nu știu ce ori fi atacat ei, dar probabil că se atacă mai mult și când nu se atacă între ei, se atacă pe alții. Știi că ne-am obișnuit cu PSD-ul. Ideea în felul următor. Suntem de acord și noi la fel am spus, băi, hai să nu discutăm pe legea asumării, hai să discutăm în Parlament și așa mai departe. Am înțeles și primul ministru a reiterat tot timpul. Dom'le, e nevoie să avem buget, să e nevoie să avem... Dom'le, ok, e ca în povestea aia, e buget ca să avem să dăm alocații la copii. Și asta cu alocațiile, dar nu vreau să intru, că e o paranteză prea mare și nu vreau să o deschid. Deși ar fi interesant să ne uităm pe un decret de prin anii 85, cred, un decret Ceaușist, în care spunea așa că alocațiile se dau copiilor doar de copiilor proveniți din familii unde minim un soț lucrează. Minim un soț lucrează. O lege bună, domn. Bă, că ne e rușine să aplicăm asta. Acum dăm așa alocații și chiar dacă nu lucrează, dar nu a lucrat niciodată și nici nu vrea să lucreze. Că alocațiile sunt ale copiilor, părinților. Da. Dați-mi voie exact, să vă spun copii, să vă uitați pe decretul 420 sau 421 din 85. Copiii celor care nu lucrează. Și mai făcea o diferențiere acel decret. Știți care? Nu mergea să ai și alocație și bursă de la școală. Ori una, ori alta. De ce? Că uitați-vă, bursa e pentru că înveți. Dacă privim, bine, privim către un stat social, că România asta e un stat social. Nu ne mai ascundem că așa e. Stat social e șoat. Stat social e șoat. Am ajuns să dăm bani inclusiv la bețivul satului. Acea persoană asistată social, care n-a făcut nimic niciodată, deci acolo înțeleg că e voie. Nu e voie. Noi am ajuns să dăm prea mulți bani și îi dăm degeaba. Unii nu merită banii ăștia. Ăștia de care vorbesc de persoanele apte de muncă, că nu dă copii, să nu înțelegeți greșit. Dar și la copii, repet, să aibă obligația părintele, pentru că, domnule, eu îi dau niște bani copilului tău, da? Eu stat, că vreau să am grijă de el. Dar tu când l-ai făcut, trebuie să te gândești că ești obligat să lucrezi toată viața dar pentru copii. Dar, pe de altă parte, tău. Acești bani pentru copii, eu văd altă formulă. Să fie, cea mai mare parte, da, 75-50% să fie sub formă de voucher. Astfel încât în fiecare... lună se poate folosi, să spunem, voucher în valoare de 50 de lei la librărie, da? Pentru a-și cumpăra cărți. 50 de lei pentru a-și cumpăra rechizite. 50 de lei, adică chestiuni exact care să fie acolo. Exact. Pentru că ce evităm aici? Evităm faptul că sunt anumiți părinți banii direct de la copii la alocație. Deci asta știm că se întâmplă. Nu mănâncă nici cărți, nici rechizite. Copii nu mănâncă mâncare. Eu am doi copii, știu. Mănâncă mâncare. Și nu se îmbracă nici cu cărți, nici cu rechizite. Azi, se nu, dar să dai voucher pentru picioare, voucher pentru haine și așa mai departe. Asta da. Dar elimine exact cum spune. Dar nu spuneți că să fie vouchere pentru rechizite și cărți, pentru că copiii au nevoie. Nu doar. Pentru că copiii au nevoi mai mari decât de rechizite și cărți. E 300 de lei. Eu am spus 50 de lei. Dar nu spun altceva. Cel puțin unul din părinți, domne, să fie în câmpul muncii. De ce? Cei care nu muncesc, se pot întâmpla situații în care amândoi părinții să nu muncească. Copiilor nu mănâncă? Vă îndreptați exact către cei... Dar de ce pedepsiți dumneavoastră copilul? Nu vreau să-i pedepsiți, vreau să încurajez din contră, n-ați înțeles. Pentru că părintele... Vreau să încurajez munca. Hai să mergem ca dumneavoastră. Părinții sunt irresponsabili. De acord. Unii. Și nu muncesc deloc. De ce să-i pedepsesc copilului? Vreau să-l încurajez, să-i ofer copilului condiții și așa mai departe. Sigur. Și mai mulți bani. Dar uitați-vă, repet, pe decretul ăla, că erau niște chestii foarte interesante, nu spun că erau bune toate, dar în fine, e clar că terminăm. E clar că alocațiile pe care le primesc minorii sunt ultimele, e ultima chestiune pe care noi trebuie să o discutăm acum în acest moment. Păi ține de buget. Discutam mai devreme de creșterea bugetară, dar niciodată nu ne uităm la deficitul de cont curent sau la unde dispare această creștere bugetară. Păi, avem deficit de cont curent 9 miliarde. Pentru că e foarte simplu. Vorbim de creșteri nesustenabile de salarii. Sigur că, dar oricine se bucură să primească chiar și salariul minim să fie din ce în ce mai mare de la an la an, dar această creștere nesustenabilă generează o inflație foarte mare. Ne supăram mai devreme că a ajuns acciza și pentru că a fost calculată, merge așa, pentru că a fost calculată, pentru că a fost calculată noua acciză, am ajuns să avem o reducere mai mică la combustibilul la pompă, dar această acciză e calculată în funcție de indicele național de creștere al prețurilor, care el este determinat de inflație. Deci, domnilor, cu această idee trebuie să închidem emisiunea.
Uniunea, fiindcă când timpul auzit nostru... Când de indicele naționale schimbau deja programul. Da. Din păcate, timpul nostru a expirat. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine astăzi. Ne revedem și cu altă ocazie. Urmează știri cu Georgia Simionovici. Eu sunt Alexandra Tudor. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă vă doresc.